ușoară a scăpa. Vai ce mor dușmanii mei, eu am tot ce-ar vrea și ei, că așa a vrut soarta să fiți toți la mâna mea. Vai ce mor dușmanii mei, eu am tot ce-ar vrea și ei, că așa a vrut soarta să fiți toți la mâna mea. Ui, 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 dușmanii mei, sunt ca niște mielușii, i-au crescut puterile, ați rămas cu vorbele. Ui, 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 dușmanilor, am puterea banilor, eu sunt șef în casa mea și de ciură a scăpat. Ai mei, doar trăiesc în cas cu ei. Ui, 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 dușmanii mei, sunt ca niște mielușii, mi-au crescut puterile, ați rămas cu vorbele. Ui, 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 dușmanilor, am puterea banilor, eu sunt șef în casa mea și de ciudă ați crăpa. Bună seara, oameni buni, sunt Laurențiu Barbu, ca de obicei încercăm să vă dăm ora exactă aici la ora 21 la TV Oltenia, într-o ediție cât se poate de interesantă, așa cum v-ați obișnuit. Încercăm pentru dumneavoastră, în această săptămână ne-am propus să venim cu acest titlu, dacă vreți, și cu ideea că pentru municipiul nostru Craiova ar fi bine să existe o bătălie, și când folosesc termenul de bătălie, îl folosesc ca termen de bătălie de idei. Adică să avem o confruntare, să vedem care strategie e mai bună pentru perioada următoare. Se apropie cu pași repezi campania electorală, vin și alegerile undeva pe 12 iunie, dacă nu mă înșel, că o să cadă într-o zi de duminică, așa cum ne-am obișnuit, duminica se merge la vot. Noi ce încercăm să facem? Nu este o emisiune, să o numim, electorală, adică nu, deocamdată nu intrăm în zona aceea unde lucrurile vor fi, și o să vă săturați și dumneavoastră și noi și candidații, de campania aceea electorală. Noi încercăm doar să vă facem cunoștință, dacă vreți, cu acei oameni care și-au anunțat intenția de a candida la primăria municipiului Craiova. Cel puțin cei care și-au anunțat intenția în mod oficial, adică au făcut și o conferință de presă, au fost desemnați, votați de partidele lor, și cei care binevoiesc să vină aici la ora 21 la TV Oltenia. Cei care nu binevoiesc să vină pot merge să și prezinte ideile, ofertele, și în altă parte. Suntem o țară liberă. Așa că săptămâna aceasta, și o să vedeți că și mâine vom avea un candidat special, spun eu, pentru că avem aici în partea aceasta de masă, am avut întreaga săptămână candidații, și o să avem în partea asta de masă la un moment dat și pe cei care votează pe candidați. Asta spun că va fi foarte interesantă și emisiunea de mâine. Așa că nu ne pierdeți, urmăriți-ne, fie că mâncați covriș sau nu, fie că vă plimbați seara, puteți să ne urmăriți, oameni buni, și pe telefonul mobil, puteți să ne urmăriți și pe tabletă și pe calculator, puteți să ne urmăriți și în live, pe tabletă, pe calculator și pe telefonul mobil www.tvoltenia.net, și avem și pagina noastră de Facebook TV Oltenia, ne găsiți și acolo, unde ne puteți trimite sugestiile dumneavoastră, chiar și criticile. Noi suntem deschiși aici, inclusiv pentru zona aceasta. Vă apreciem interesul pe care îl aveți pentru emisiune și pentru postul nostru de televiziune TV Oltenia. În această seară, după cum cei care urmăresc Facebook-ul au aflat deja, îl avem în platou invitat, și nu folosesc degeaba termenul de Facebook, pentru că avem și foarte multe mesaje pe care le-a primit invitatul meu din această seară pe pagina proprie de Facebook, pe care o să încercăm să le punem așa în discuție aici la ora 21 la TV Oltenia. Am ales pentru dumneavoastră să fie aici prezent în această seară candidatul Mișcării Liberale, și o să vedeți că este cât se poate de oficial, o să vedeți și de ce, și anume domnul Horațiu Buzatu. V-ați obișnuit cu domnia sa în postura mai degrabă de analist, veneam aici, discutam, făceam analiză.
în această seară se află în postura de candidat din partea Mișcării Liberale și președinte al Mișcării Liberale. Este un nou partid, un partid local. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, domnule Barbu. Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc totodată și spectatorilor dumneavoastră care au răbdare cu mine și cu dumneavoastră. Da, băi, le mulțumim pentru lucrul ăsta, că e nevoie câteodată și de răbdare. Da. Nu numai de... Că noi nu încercăm să le facem neftele spectatorilor, așa că ei o să analizeze la un moment dat tot ce discutăm noi aici. Vor lua decizia aceea importantă pe data de 12 iunie, când vin alegerile locale. O să fie și runda de alegeri parlamentare. Până atunci, v-am prezentat ca și candidat cât se poate de oficial și cât se poate de oficial și ca partid. Că am înțeles că s-au mai schimbat, modificat lucrurile de la ultima emisiune pe care am realizat-o. Da, s-au modificat în bine, în sensul că în cursul lunii decembrie a avut loc, s-a petrecut ultimul termen, iar Tribunalul Municipiului București a dispus înscrierea Partidului Mișcarea Liberală în registrul partidelor politice. De cu câteva zile în urmă, este și comunicarea oficială făcută în acest sens, deci dacă până acum a fost doar pronunțată în ședința tribunalului, acum noi așa am intrat în rândul lumii, cum se spune, în rândul lumii, în sensul că am intrat în rândul partidelor politice. Suntem un partid politic. Cu bună replica, cu rândul, certificat, în cu rândul certificat lumii, de naștere. În rândul lumii, că cel puțin și am discutat, cred că împreună am analizat la un moment dat ceea ce s-a întâmplat în București, tragedia de la Colectiv și după aceea reflexul acela, spun eu, bun, potrivit al societății civile și chiar discutam că ar fi nevoie de noi partide pe scena politică, ar fi nevoie inclusiv de partide pe plan local. Mișcarea Liberală este un partid pe plan local. Mișcarea Liberală este un partid pe plan local, cel puțin în clipa de față acestea sunt obiectivele noastre. Nu ne putem propune mai mult, nici nu vrem mai mult decât atât. Noi ne vom canaliza toate eforturile pentru această campanie electorală. Vom vedea în funcție de rezultatele pe care le vom obține, care vor fi pașii următori. Dar aceasta este o altă chestiune despre care vom vorbi la timpul potrivit, timpul potrivit fiind evident după alegerile locale. V-ați anunțat cu ceva vreme în urmă intenția de a candida la primăria municipiului Craiova. Cum ați analiza perioada aceasta de când v-ați anunțat candidatura până în prezent? Ce v-au spus oamenii? Cum au reacționat? Eu mi-am anunțat candidatura la primăria municipiului Craiova ca urmare a, dacă vreți, a fost reacția mea de cetățean la felul în care evoluează lucrurile în orașul meu. Trebuie să vă spun că sunt destul de nemulțumit. Sunt mulțumit de unele lucruri, sunt nemulțumit de altele. Dar făcând o analiză a ceea ce se întâmplă în jurul meu, am deplină convingere că lucrurile pot să meargă mai bine, că este nevoie de mai mult, că pentru craioveni administrația locală poate face mai mult. Sigur că această idee poate să intre în coliziune cu reprezentanții altor partide. Fiecare partid, până la urmă, are părerea lui despre binele care trebuie normal, făcut în oraș. E normală această sigur coliziune în perioada... În plus, sigur, este absolut firesc, absolut normal. Însă, la rândul nostru, fiind un partid politic cu acte în regulă, așa cum spuneam mai devreme, avem puncte de vedere, avem opinii cât se poate de ferme despre ce anume trebuie făcut. Craiova este un oraș care în timp a acumulat foarte multe și foarte grave probleme. Unele dintre ele sunt devenite cronice și mă refer în mod special la sistematizarea orașului. Se știe, cred, faptul că ultimul plan urbanistic general al municipiului Craiova este făcut în anii 90, într-o altă realitate economică și socială. Faptul că municipiul Craiova este forțat să evolueze între niște parametri de la 1990, produce în clipa de față niște probleme. Investițiile funcționează mai greu, pentru că întreprinzătorii își găsesc cu mai multă greutate locuri în care să-și amplaseze investițiile. Circulația în oraș este anevoioasă, pentru că circulația în oraș n-a fost niciodată subiectul unei sistematizări sănătoase. Să nu facem o confuzie, să nu credem că faptul că s-a refăcut calea București și calea Severinului se vor rezolva marile probleme. Gândiți-vă doar la faptul că numărul de automobile în municipiul Craiova în acești ani este aproape triplat.
Ați anunțat câteva probleme, într-adevăr, cronice, care au venit sau obișnuit să trăiască cu ele. Ori la aceste probleme, din păcate, administrațiile n-au prea răspuns. Dar și nici n-au avut soluții. Aici e întrebarea, de fapt. Cine este omul cu soluțiile? Știți că era o celebră reclamă la un moment dat. Băieții de la Minolta. Cu soluțiile, cu soluțiile de curățat. Da, bun. Unde sunt soluțiile? Că e foarte complicat să vorbești și să spui, domnule, vom rezolva noi de așa natură încât... Unde, cum să mai lărgim noi străzile, de exemplu? Nu este vorba doar despre lărgitul străzilor. Până la urmă, lărgitul străzilor este doar una din modalitățile cu care urbaniștii intervin în țesutul urban. Marea problemă a municipiului Craiova, repet, este aceea că se lucrează încă pe un plan urbanistic conceput la nivelul anilor 90. Și... vă readuc tuturor aminte că... Adică nu mai am calcul realitățile momentului. Motivul pentru care planul urbanistic din anii 90 a fost întrerupt în evoluția sa a fost acela și că municipiul Craiova era supus unui masiv program de demolări. Așa erau lucrurile atunci, înainte de 90. Cei Absolut. Care au trăit atunci își aduc foarte bine aminte lucrul acesta. E bine, acel program a fost oprit, stopat. Și pe bună dreptate. Nu cred că cineva și-ar fi permis ca după anii 90 să reia programul de demolări conceput pe vremea lui Ceaușescu. Refăcându-se acest plan urbanistic general în noile condiții, repet, s-a ținut cont de parametrii și de condițiile existente la vremea respectivă. Gândiți-vă, ce număr de automobile erau, care era producția industrială, care era producția de, care era consumul de apă, cât de încărcate erau rețelele de canalizare, care era traficul general de mărfuri, câte magazine trebuiau aprovizionate cu câte tone de bunuri. Hai să vă întreb altfel. Dacă În clipa de față, toate aceste cifre sunt cu mult mai mari. Noi consumăm cu mult mai multă marfă, dar gândiți-vă că această marfă trebuie depozitată, această marfă trebuie să circule, consumăm mult mai multă apă, e nevoie de recalibrarea țevilor, dar și de recalibrarea evacuărilor. Ori, din acest punct de vedere, Craiova este rămasă foarte mult în urmă. Nu vorbesc doar despre, probabil că ultima administrație este mai vinovată decât altele doar pentru că aceste probleme au devenit și mai mari și în continuare nu s-a ținut cont de ele. Am înțeles că sunt zone întregi în care se introduce canalizarea, kilometri de conducte. După aceea și să nu ne lăsăm înșelați de aceste cifre. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, un plan de dezvoltare urbană a unui oraș nu înseamnă kilometri de țevi și kilometri de canalizare. Am înțeles ce vreau să spuneți. Înseamnă o viziune de viitor. Iar Craiova, din păcate, nu are această viziune de viitor strânsă în acest plan urbanistic. Sunteți unul dintre candidații la primărie care chiar mă provocați, adică reușiți să mă provocați, domnule Buzatu. Și atunci vă întreb cât se poate de simplu. Mâine vă aflați pe fotoliul din biroul primăriei municipiului din vară, Craiova. Da. Spuneți dumneavoastră. Bun. Ce ați face? Rămânem la subiectul acesta. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face ca să rezolvăm problema asta cu traficul? Spre deosebire de alți candidați, eu am un avantaj. Să nu mi-o ia nimeni în nume de rău că accentuez acest avantaj, dar chiar există. Eu sunt arhitect de profesie. Am învățat la școală, e o disciplină care așa se numește, proiectarea orașelor. Corect. Am învățat la școală cum se proiectează orașul, care sunt problemele în oraș. Le văd ca urmare a unor cărți pe care le-am citit. Adică le priviți cu alți ochi. Ca urmare a unor examene pe care le-am susținut și pe care le-am trecut. Deci, ceea ce trebuie să facă de urgență viitorul primar, indiferent cine este acela, dar sper că acela voi fi eu, trebuie să purceadă neîntârziat la elaborarea planului urbanistic general. Craiova trebuie să capete câteva garanții de dezvoltare și câteva direcții de dezvoltare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, gospodarul, omul care are grijă de bunul mers al lucrurilor în oraș, este un om important în orice oraș.
trebuie să existe un astfel de... să fie străzile măturate, dimineața să, vara să le stropească cu apă, să fie panseluțele, să fie pomituși, bine, să fie zăpada luată. Să, dar, să mai taie pomii, că am toate, văzut că se toate lucrurile pomii acestea, în perioada asta. Și toate lucrurile acestea țin de gospodărirea orașului. Corect. Ca, care are și o parte însă, care ce aparține lipsește, primarului. Da, însă ceea ce lipsește Craiovei nu este neapărat această bună gospodărire. Mai ales în condițiile în care, slavă Domnului, bun gospodari se găsesc în Craiova, n-au lipsit niciodată. Ceea ce lipsește orașului Craiova este o viziune de viitor. Și cu viziunea, domnule Buzătu, o direcție de lucru, pentru că... Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Gândiți-vă la, la următorul lucru. Orașele, în majoritatea lor, au un anumit specific. Brașovul este mai degrabă un oraș turistic. Sigur că este și un oraș industrial, dar prima sa direcție este aceea de oraș turistic. Clujul este mai degrabă un oraș financiar. Sigur că are și o universitate solidă, veche, cu un număr însemnat de studenți, dar nu este neapărat un oraș universitar. El este un oraș financiar. Gândiți-vă că majoritatea finanțelor românești, cu excepția Bucureștiului, bineînțeles, unde cu totul este la alte cote, la alte dimensiuni, dar majoritatea finanțelor românești se găsesc la Cluj. De la Cluj au pornit bănci, care au astăzi valoare națională, de la Cluj au pornit societăți de asigurări. Ei, pe circulația banilor, sunt mai însemnați decât alții. Și nouă ce ne mai rămâne? Turismul la Brașov? Ne rămân și o să vă spun. Mai departe, facem o nouă comparație. Iașiul este un oraș mai degrabă cultural. Sigur că și acolo se întâmplă multe alte activități, dar dimensiunea culturală a Iașiului și felul în care ieșenii participă la actul de cultură îi face mai special decât alții. Chiar și Timișoara, dacă vreți, este un oraș cunoscut și recunoscut pentru deschiderea pe care o au, în special față de investitori. Și nu degeaba cel mai mare volum de investiții din țară se regăsește taman în județul Timiș. Și nu întâmplător, din acest motiv, județul Timiș este un județ codaș, dacă vreți, la șomaj. Revenind însă la ce e de făcut pentru municipiul Craiova. Da, vorbeați de acel pug. Sigur că și aici trebuie găsit o tendință. Trebuie găsit acea direcție care va fi... Orașul haiducilor. Ce să facem? Nu. Craiova are câteva valențe extraordinare și o poziție geografică extraordinară. În primul rând, aici se găsește una dintre cele două fabrici de automobile din România. Încă. Nu, și se va găsi în continuare. Este o capacitate de producție care nu poate fi neglijată. Se găsește aici. Vă rog să țineți cont că cealaltă fabrică se găsește la doar 100 de kilometri de Craiova. La Drăgășani este o fabrică care produce roți auto, jenți. La Slatina sunt capacități de producție pentru pneuri și pentru anvelope. La Balci este o foarte bine dezvoltată industrie de furnizoare de diverse echipamente. Spuneți că zona aceasta merge este o zonă... În zona asta, să spunem, auto... Este o zonă care așa s-a dezvoltat, ea există. Și vreau să vă mai rog să observați încă un lucru. Punem vârful compasului în municipiul Craiova și tragem o rază cât o vreți dumneavoastră de mare. Unde mai găsim fabrici de automobile? Oho, destul de departe. Deci, asta este o valență pe care municipiul Craiova o are, ea trebuie doar pusă în valoare. În ce sens pusă în valoare? Că avem Fordul aici, că despre Ford vorbim, nu? E o Fordul firmă poate care... și trebuie să producă mai mult. Bun. Nu mă pune să intru acum în foarte multe amănunte. Da, vezi dar, că nici nu aveam de... Adică dar, emisiunile astea dar nu sunt destinate. Dar este un aspect care va trebui valorificat. Pe urmă, mai avem un lucru care este foarte important printre olteni și printre craioveni. Eu zic că suntem mai buni negustori decât alții. Mai buni comercianți. Zona... Că pe asta n-am mai auzit-o până acum. N-ați mai auzit-o? N-am mai auzit-o pe asta, deci m-am fi bun la negoț. Asta n-am auzit-o. Nu, pe personal realizez emisiuni de politic, de ce vreți dumneavoastră și n-am mai auzit varianta și asta. Cred, adică, și, din acest, și cred că și din acest motiv Craiova poate să se constituie într-un pol comercial interesant, bine plasat aici. La care se ajunge foarte greu că nu avem drumuri.
Bașca. Știți cum e cu polul ăsta comercial, adică mai toate marile orașe și în antichitate erau legate de drumuri. Infrastructura românească stă foarte prost din toate punctele de vedere. Ea nu este proastă doar la Craiova. Vă provoc aia. Secretar de stat în Ministerul Transportului. Nu, am fost secretar general adjunct, dar infrastructura românească, să știți că este aiuristică în toată țara. Dacă vă uitați pe hartă, am văzut o astfel de hartă în care existau doar acele tronsoane de autostradă date în folosință. Și o să vedeți că sunt tot felul de panglici așa de 30, de 50, de 80, de 100 de kilometri care se regăsesc prin țară. Și prima întrebare pe care ți-o pui este de ce Dumnezeului n-au făcut-o pe toată odată, dintr-un cap într-altul, pentru că terminau o autostradă. Dar așa avem bucățele. Panglicile ăștia se regăsesc peste tot. Sigur, eu n-aș vrea acum să mutăm discuția noastră într-o zonă de decizie națională. Revenim. Pentru că nu e treaba unui primar. Care este în acest moment? Pentru că ați deschis așa foarte multe subiecte și cu siguranță o să mai avem timp să le dezbatem aici la ora 21 la TV Oltenia, cu cât se va apropia acea perioadă, venim punctual. Dar acum aș vrea să înțeleagă telespectatorii noștri, votanții, cei care vor decide undeva pe 12 iunie, cam care sunt ideile dumneavoastră generale despre dezvoltarea orașului? Am lansat câteva. Acum vă întreb, care este profilul dumneavoastră de primar? Cum vedeți primarul orașului Craiova? Cum îl vedeți? Reiau o idee emisă anterior, care spuneam că eu nu văd primarul ca pe un gospodar care îngrijește orașul. Aici chiar legea a permis existența acelui city manager, pe care ăla trebuie să fie gospodarul. Da? Plecând pe teren, verificând dacă s-a făcut curat nu știu ce loc, dacă șanțul a fost astupat. Primarul trebuie să pună orașul pe o altă direcție. Trebuie să aibă o viziune despre ce se va întâmpla cu acest oraș peste 10 ani, peste 20 de ani. Avem nevoie de mari idei. Una dintre ideile mele este aceea, de exemplu, și n-aș vrea să fiu luat în derâdere cu ceea ce spun. Eu chiar cred că este posibil. Dar în 4 ani de zile, Craiova trebuie să-și dubleze bugetul. În clipa de față, municipiul Craiova, și pentru că vorbim că de... Deja iar mă provocați. Pentru că vorbim... Puțin, cum să dubleze bugetul? Că din venituri proprii. Din venituri proprii. Din venituri proprii. În clipa de față... Aveți de gând să aducem Microsoft aici... Nu este vorba doar de adus marile companii cu valoare internațională. În primul rând trebuie schimbate niște mentalități. Investitorii nu mai trebuie lăsați să stea la coadă ca să obțină o autorizație. Ei trebuie să o obțină imediat, așa cum spune legea, în 30 de zile. Știți că în clipa de față investitorii așteaptă foarte mult până capătă o autorizație de construire? Știți că municipiul Craiova este pe unul dintre ultimele locuri din țară în ceea ce privește numărul de autorizații emise într-un an de zile? La Cluj se emit de 5-6 ori mai multe autorizații pe an decât în municipiul Craiova. O spune direcția de statistică, nu o spun eu. Da, există legal, 30 de zile. Bine, cu toate astea, ăștia-s datele problemei. Inclusiv din cauza faptului că în Craiova nu există un plan urbanistic general. Adică lucrăm după un plan urbanistic general. De exemplu, în momentul ăsta, de unde și până unde ține orașul. Da, asta e altă treabă. Deci lucrăm în clipa de față după un plan urbanistic general din anii 90, care impune oricărui investitor, oricărui constructor, oricui vrea să-și facă o casă, o fabrică, oricui vrea să facă orice, îi impune niște condiționări care erau valabile atunci. Nu se mai poate lucrul acesta. Aceste condiționări nu sunt depășite decât prin modificări ale puzurilor, planurile urbanistice zonale, care planuri urbanistice zonale nu pot deveni valabile decât după ce trec prin consiliile locale. Și tot așa. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Știți câți investitori bat la poarta Craiovei pentru că consideră că sunt oportunități de lucru aici și pleacă îngroziți de birocrația existentă? Foarte mulți. Ai cum, cine este de vină aici? Este de vină administrația locală sau vorbim de o birocrație încetățenită așa prin sistemul nostru legislativ care
Nu, eu vorbesc despre ne faptul că neavând un plan urbanistic general, investitorilor, nu le... știți ce? Într-un plan urbanistic general sunt lămurite nu doar căile de acces în oraș, nu doar marile trasee de circulație într-un oraș. Într-un plan urbanistic general sunt stabilite zonele de locuință, sunt stabilite zonele de producție, sunt stabilite zonele de comerț. Știți de ce insist cu întrebarea asta? Ați deschis subiectul cu planul de urbanism general. Insist pentru că mi se pare că ideea asta așa pare una salvatoare, adică a rezolvat foarte multe lucruri în Craiova. A rezolvat foarte multe lucruri. Nu s-a gândit nimeni la ea până acum, adică cât de... Nu este neapărat o idee salvatoare, adică să nu credeți că din momentul în care va exista planul urbanistic general, piatra filozofală, știți? Din ziua următoare, se va lumina brusc orașul. Nu. Dar va ajuta, însă se vor crea premisele de dezvoltare. Iar eu când vorbesc despre dublarea PIB-ului nu mai Craiovei, provocări în seara asta, din partea mă bazez de unde să scoatem banii ăștia, domnule Buzatu? Nu, că sunt și la voastră investitori în Craiova. Domnul Barbu, dacă Iașiul are un buget cu 60% mai mare decât al Craiovei, Craiova nu poate să-și propună să aibă un buget mai mare decât al Iașiului? Da, cu 100% mai mare decât păi dacă acum îl face mai mare, ușurel așa, decât al Iașiului, ar fi cam dublu față de ce este asta acum. Asta ar însemna să avem așa de-a face cu o invazie de investitori, cărora să avem să le dăm și teren și utilități, eu și micșorul de taxe și impozite. Eu vorbesc și... că asta ar putea să fie un obiectiv pentru peste 4 ani. Nu se întâmplă din ziua următoare. Nu vă mai spun de faptul că aproximativ bugetele sunt deja croite, deja construite. Ce ar putea construite să facă primarul municipiului Craiova? Eliminarea birocrației în raport ține și nu cu ține investitorii. De primar, ține de sistemul legislativ. Adică nu, ce să facem? Trebuie să mai modificăm legile. Cine le modifică? Primarul? Repet, un plan urbanistic general, e drept că și asta nu se poate face înainte de un an de zile, adică lucrând pe brânci se face într-un an de zile. Să punem toată primăria să se ocupe de chestiunea asta. Pentru că nu poate lucra primăria pe planul urbanistic general. E o firmă specializată. Era un fel de a spune, da. Care îl aduce după aceea în dezbatere publică și în fine devine după aceea într-un final, să sperăm, glorios cadrul general în care orașul se va dezvolta. Dar în momentul în care lucrul acesta a fost stabilit, mă aștept asta și pledez pentru ca sigur că da, o investitorii să apară și să nu mai fie blocați în problemele pe care le ridică în clipa de față inexistența acestui plan sau inadvertențele care se constată în teren. Faptul că el în continuu va trebui modificat. Deci nu poți să faci nimic în orașul Craiova pentru că acest plan este depășit și el în permanență trebuie corectat cu aceste planuri urbanistice zonale. Am înțeles, ar fi o idee care ar face puțină lumină, nu? În hățișul sigur că acesta da birocratic pe de o parte, ar ajuta, spune și oamenii care ar vrea să investească. Da, repet și subliniez, să nu credeți că rezolvarea acestei probleme, repararea acestei răni, va conduce imediat la soluții extrem de vizibile de pe o zi pe alta. Așa poate părea, poate de pe un an pe altul. Deci poate de pe un an pe altul să avem mai multă vizibilitate în rezolvarea acestor probleme. Acum vă întreb. Bun, asta e o mică parte din puzzle-ul acesta. Dar care ar fi soluția, de exemplu, pentru Craiova să arate așa la un moment dat, nu peste de pe zi pe alta, că n-avem cum. Cum arată orașe, nu neapărat capitale de mari state ale Uniunii Europene, dar orice așa, mai mititele, un Frankfurt, pe acolo, prin zonă măcar. Adică să avem și noi tramvaie noi, autobuze noi, un mijloc de transport, poate chiar și un troleu prin Craiova asta, că metrou niciodată, să avem și noi spații verzi, să respirăm, mai puțin beton. Știți, craioveanul își dorește lucruri foarte simple. Pare așa că își dorește multe lucruri. Să fie asfaltul cum trebuie, să avem și noi o canalizare, să mai sper și să nu credeți că am și o idee dacă fixă. Dacă s-ar putea să avem și un loc de muncă. Să nu credeți că am o idee fixă, dar când vorbim de spații verzi, de circulație urbană și de iar toate... V-am dus pe domeniul dumneavoastră. Și de toate, și de toate lucrurile pe care le-ați amintit, credeți-mă, soluțiile se vor regăsi într-un nou plan urbanistic.
Nu se poate altfel. Pentru că cineva îmi spunea, dom'le, ce frumoase sunt băncuțele prin parcuri din Occident și cum stai și... Da, așa este, dar cineva trebuie să vină să le proiecteze pentru a putea exista și în Craiova. Cineva trebuie să le proiecteze înainte de orice altceva. Iar proiectarea obiectului mic trebuie anterior prevăzută într-un sit, într-un plan mare. Ele nu apar de nicăieri. Ele apar pentru că sunt prinse în acest plan urbanistic general. Pentru mine, să știți că a fost o surpriză faptul că administrațiile locale au succesive. Deci din 90, din anii 90 până în clipa de față am avut două mandate ale lui Vasile Bulucea, două mandate ale lui Antonie Solomon, iată și încă un mandat al doamnei Olguța Vasilescu. Până acum, acest plan urbanistic general a tot fost cârpit, a tot fost, s-a amânat luarea unei decizii. Ultima decizie în ceea ce privește a fost prelungirea valabilității sale. Dom'le, dar până la urmă nu poți merge la infinit cu prelungirea acestei valabilități. La un moment dat, lucrul ăsta, ceea ce este... incorrect în toată această poveste, trebuie oprit și trebuie întoarsă foaia și făcut ceva nou. Eu n-am înțeles de ce actuala administrație n-a avut niciun fel de preocupare pentru planul urbanistic general al Craiovei. Pentru că marile probleme ale orașului și haosul acesta cu care ne confruntăm în fiecare zi, să știți că de aici provine. Au fost costurile prea mari. Acum întreb, că știți, la felul în care prezentați dumneavoastră această idee, dar să știți pare că piatra filozofală care a rezolvat multe lucruri deodată așa în Craiova. Există și o obligație legală în acest sens. Adică da, corect, poți să nu ține doar de deci nu ține doar de viziunea pe care o administrație o are sau nu are. Există și obligația legală. Un plan urbanistic general nu poate fi prelungit la infinit. Nu știu dacă nu cumva actuala prelungire, ultima dintre ele care a fost dispusă, nu știu dacă nu cumva este chiar nelegală, depășește pentru că depășește acel termen prevăzut de lege. Spuneați că ar dura cel puțin un an? Elaborarea unui plan urbanistic pentru un oraș de dimensiunile Craiovei și cu problematica pe care o are Craiova durează cel puțin un an de muncă intensă. Și de un colectiv de specialiști suficient de... Da. Mai putem noi veni cu ceva proaspăt, să numim așa, în zona asta, că deja s-a construit, așa, cu planul ăsta urbanistic general, străzile s-au făcut tot cu planul ăsta, parcurile s-au făcut tot cu ăsta depășit și... Umblă pe internet și poate ați văzut-o și dumneavoastră, de fapt sunt mai multe astfel de ipostaze, fotografii în special din Orient, din Orientul Extrem. Shanghai, la diferență de 20 de ani. Păi erau în prima fotografie cea veche tot felul de cocioabe ruginite, în cea de-a doua fotografie, deci la 20 de ani diferență, doar zgârie nori. Da? Păi este clar că ceva s-a întâmplat acolo, dincolo de boom-ul economic care a existat în aproape toată China. Nu despre asta este vorba. Este vorba doar despre faptul că astfel de întâmplări sunt posibile. Deci să nu credem că este imposibil. Când ați mai este avea posibil. Timp, domnule Buzatu, să spunem ca primar, când ați mai avea timp, că, ia uite, dumneavoastră ați primit câteva teme. Problema câinilor comunitari, adăpostul canin de la Breasta, chiciul din spațiile publice, ceea ce mi se pare o idee bună asta cu chiciul din spațiile publice. Câteva cuvinte despre adăpostul canin de la Breasta. Adică, mai aveți timp și de... Slavă Domnului, adăpostul există, bine că s-a făcut. Problema acolo este că instituția funcționează cu dificultăți, pe de o parte. Pe de altă parte, eu am fost de vreo 2-3 ori pe acolo. Vă spun sincer, nu înțeleg pe ce s-au construit atâția bani. De fapt, sunt doar câteva șoproane. Sigur, există și pavilionul central, dar sunt câteva șoproane, n-au niciun fel de legătură cu construcția care s-a dat în folosință la momentul, cred, 2013. Deci, în cei un an și jumătate, doi care au trecut de la darea în folosință, obiectivul, s-a degradat extrem de puternic, ceea ce înseamnă că s-a făcut cu materiale de proastă calitate,
și cu materiale care n-au rezistat nici măcar 2 ani. Păi, în același ritm de degradare, acolo va trebui refăcut pentru peste o anumită perioadă de timp. Ori el a costat, domnule Barbu, 700.000 de euro. 700.000 de euro. Respectivă... Și sunt doar niște puști pentru câini. Nu e în regulă. Era o problemă stringentă la vremea respectivă. Eu nu contest și este foarte bine că s-a făcut. Din păcate, felul în care funcționează în clipa de față adăpostul este deficitar. Acum, că am dat acest exemplu din multele mesaje pe care le-ați primit, dar o să vă promitem, oameni buni, că într-o altă emisiune, când o să discutăm cât se poate de aplicat, când o să aveți timp să pregătiți și o viziune pentru oraș? Când ai timp ca primar să gândești lucrurile acelea majore? Domnule Barbu, atunci ori vă luați o echipă în primărie, sigur, care chiar știu cu ce se mănâncă primăria. Numai așa se lucrează, adică hai să stăm strâmb și să judecăm drept. În primărie sunt pe organigramă câteva sute de oameni, 500 și nu știu doar câte. În primărie, dacă în primărie. Și regiile dacă și așa, mai adunăm și regiile și serviciile de concentrat existente și așa mai departe, o să constatăm că primăria are un potențial uman deosebit. Acești oameni pot fi puși la treabă. Scopul este să avem un oraș mai bun și mai frumos decât altele. Aici trebuie să aducem mai mulți investitori. Nu trebuie să-i mai lăsăm la poartă. Ați reorganiza efectiv organigrama primăriei, să o luăm așa? Da, sigur. Cum, ați face permutări de oameni într-o instituție? Nu neapărat permutări, nu m-aș duce acum în genul ăsta de discuție, pentru că este totuși prematură. Dar așa cum am fost în stare să organizez din nimic activitățile în întreprinderile mele, cred că aici îmi va fi cu mult mai ușor, pentru că am deja un număr de oameni cu care se poate lucra. Eu nu mă îndoiesc că între aceste câteva sute de oameni, majoritatea lor sunt extrem de performanți și extrem de capabili. Însă mai este un aspect. Acestor oameni trebuie să li se dea drumul la să facă ceea ce trebuie. Eu am mai purtat discuții, nu uitați că am și lucrat o perioadă în primărie. Mulți dintre salariații primăriei sunt destul de plafonați, sunt destul de timorați. Sunt destul de prost plătiți. S-o parte dintre ei, pentru că mai este o parte dintre ei care sunt destul de bine plătiți. Eu nu vorbeam de cei care sunt destul de bine plătiți. Deci de marea majoritate. Sunt destul de multe probleme și în zona asta. N-aș vrea să intru acum în aceste amănunte despre cum se va organiza, cum se va reorganiza primăria. Dar așa, din simplu studiu al organigramei primăriei și al serviciilor de concentrate de care dispune primăria, vă spun că sunt servicii care se dublează cu întreprinderile respective. Adică de ce trebuie să plătim de 2-3 ori aceiași oameni? Va trebui să vedem cu precizie ce se întâmplă și din acest punct de vedere al organigramei primăriei. Eu sunt obișnuit ca la locul de muncă oamenii să nu se încurce unii pe alții în muncile pe să care le fac. Să vede că veniți sau sunteți în sistemul privat. Da, să nu pun 3 oameni să facă același lucru pentru că n-avem niciun folos din lucrul acesta. Aveți un mare avantaj că nu să vă întreb ce veți face cu membrii de partid, că sunteți un partid deocamdată la început de drum. Știți cum e? S-ar putea să vină distinsul domn care v-a sprijinit în campanie să spune, da, vreau și eu director și mai am vreo 4-5 prieteni. Să știți că am purtat deja și port aceste discuții. Deci le purtați răspunsul este nu. Adică și, nu din partea cui? Nu din partea mea. Toți cei din jurul meu știu acest lucru. Că nu poate fi vorba de angajări pe astfel de criterii. Criteriul este legat doar de performanța individuală de care individul în cauză poate face poate dispune. Aș vrea să o văd și eu pe asta în România. O să o vedeți. În Craiova. În România aș vrea să o să o vedeți. Dacă dă Dumnezeu să ducem la bun sfârșit această întreprindere, o să vedeți. Eu vă mai spun încă un lucru și o să am grijă de acest aspect. Aviz celor care ne privesc acum. Pe cu ceva timp în urmă, viceprimarul orașului a fost reținut de DNA.
Nu știu în ce situație se mai găsește în clipa de față doamna Calangiu. Dar DNA-ul a reținut-o. Pentru, a fost, într-adevăr. Pentru o vină ipotetică. Mai veche. Deocamdată nu pentru, e nimic stabilit. Eu am citit din raportul DNA-ului, este un document public. Este documentul public, dar nu s-a pe care pot să-l invoc aici, pentru că este un document public. Da? Pe care eu l-am citit. Și acolo prezumția scrie, de nevinovăție. Da, sigur că da, funcționează prezumția de nevinovăție, dar până la vară se va ști care e vinovat, care nu. Și una dintre marile mele curiozități este de ce sau cum de a fost posibil să se ia șpagă pentru a se facilita angajarea. Câtor oameni li s-a facilitat angajarea în acest fel? Asta și acei oameni acum, care după ce au dat șpagă și, care... și criteriul de angajare a fost șpaga și nu profesionalismul lor, da? Acești oameni lucrează încă în primărie? Sunt așa zis și profesioniști pe care trebuie să se bazeze serviciile publice? Nu cumva ăia țin lucrurile în loc pentru că ei trebuie să-și recupereze înapoi parte din șpaga pe care au luat-o? Au fost situații în care executivul, primarul a hotărât și a dat afară și după aceea instanța i-a readus la locul de muncă. Ei, o să vedem și lucrurile astea. Înțelegeți de ce e foarte complicat în România? Asta încercam să vă spun. Eu știu că nimic nu este simplu. Că dacă lucrurile ar fi simple... Nu, nici n-am mai avea dezbateri televizate. Eu n-ar trebui să conving pe nimeni, totul ar fi simplu. Dumneavoastră n-ar trebui să țineți emisiuni, totul ar fi ce simplu. Ce relație ați avea cu parlamentarii de Dulci? Eu am o problemă, așa, ca ziarist acum, nu ca... Pur și simplu nu i-am văzut niciodată adunați pe toți la un loc, indiferent de culoarea lor politică. De așa natură, când am avea un scop comun, poate modificarea unei legi care vă încurcă în administrarea primăriei. Mergeți la Parlament. Dacă vreți să-i vedeți pe toți odată, mergeți la Parlament, sigur. Da, bun, ați avut dreptate. La ședințele festive. Mă gândeam la noi aici, în oraș. Adică, nu știu, în biroul unui primar, primarului, sau în biroul președintelui de Consiliu Județean, nu mai știu. Este... Poate la un restaurant la masă. Toată lumea adunată așa. Da, s-ar mai putea întâmpla. Nu? Vă rog să mă credeți că în perioada în care eram deputat de Dolj, chiar sufeream din acest motiv, pentru că vedeam în special la colegii mei ardeleni că sunt în stare să stea la aceeași masă parlamentarii dintr-un județ și să discute o problemă punctuală. Și stabileau cine se duce mâine la minister să o rezolve. Nu știu ce investiții care se înțepeniseră. Marile discuții, să știți că se purtau inclusiv pe autostrada A3 și se punea presiune pe premierul de atunci, pe Călin Popescu Tăriceanu, de către toți parlamentarii ardeleni, indiferent de orientarea politică sau indiferent de apartenența politică. Și eu priveam uimit la lucrurile astea și, drept să vă spun, am făcut o tentativă și eu de a-i aduna. Putea să dezinformez la un moment dat, dar un domn pe care îl respect a reușit o mare performanță de genul ăsta, mai puțin unul sau doi care n-au venit și să vorbesc de Asociația Pro-Democrația, care a reușit la un moment dat să-i adune în sala de ședință a Consiliului Județean, dar tot au lipsit unul sau doi, dacă nu mă înșel eu. Bine, la undeva acum vreo câțiva ani. Da. Bine, întrebarea la urmă... mea, sau eu cel puțin mi-aș dori și cred că și mulți craioveni și-ar dori lucrul ăsta, dincolo de disputa politică firească, normal, într-o democrație, bine, că nu se ajunge în zona aceea cu cine știe ce țâpuituri, înjurături și așa mai departe, mi-aș dori un primar care să fie liantul, care să-i adune la o masă pe toți. Să spună, domnule, nu contează că ești de la PSD, că ești de la PNL, de la Mișcarea Liberală și așa mai departe, haideți să găsim acele obiective și să mergem cu toții acolo. Este cel puțin una dintre întâlnirile pe care, la care primarul trebuie să fie anfitrion. Indiferent de orientarea politică. El ar trebui, nu sunt singurul care cred lucrul ăsta. Sigur că da, pentru că orice primărie are destule proiecte care sunt necesită susținerea și în capitală. Noi ne-am obișnuit ca lucrurile acestea să fie expediate. Dom'le, primarul face parte din partidul de la putere, să-l sprijine puterea. Primarul face parte din partidul de la opoziție, noi trebuie să îi rupem picioarele. Eu sper să, prin faptul că nu sunt un partid și Mișcarea Liberală nu este un partid care să-și propună puterea națională, nu este niciun partid care să își asume opoziția națională,
aceste dezbateri politice, aceste clinciuri politice, dânsii și le pot desfășura în continuare, însă pe mine o să-i rog și o să le pretind să mă privească ca pe un om pus în capul trebii de către craioveni, de care trebuie să ținut cont și de care eu, la rândul meu, voi ține cont de ei. Va trebui să lucrăm împreună, va trebui să colaborăm. Sunt multe proiecte de care, care au nevoie de susținere. Dumneavoastră spuneți, bugetul nostru este destul de mic comparativ cu alte mari reședințe de județ. Deci noi avem nevoie de susținere din zona bugetului de stat. Toată lumea are pentru anumite investiții mai mari. Atâta timp cât o comunitate plătește taxe și impozite către bugetul de stat, este normal și firesc ca parte din acele taxe și impozite să se întoarcă de unde au plecat. Pentru că bugetul local, sigur, el este calibrat conform codului fiscal pe anumite tipuri de venituri. Alte tipuri de venituri, în special întreprinzătorii, își trimit banii la București, în bugetul național. Este firesc ca parte din acești bani să revină pentru finanțarea proiectelor. Dar să știți că lucrul acesta se întâmplă peste tot și indiferent de apartenența politică a primarului. Că și în Craiova s-au atras, slavă Domnului, destule proiecte finanțate strict de la București. Un bun exemplu poate să fie stadionul. Ce ar însemna să se schimbe guvernarea și să nu mai funcționeze finanțarea stadionului, așa cum de altfel s-a și sugerat la un anumit moment dat. Nu este normal, nu ține de normalitate o astfel de situație. Nu mai vorbim despre faptul că aceste mari investiții sunt finanțate prin Compania Națională de Investiție, care este o companie distinctă, chiar dacă șeful Companiei Naționale de Investiții are rang de secretar de stat, chiar dacă el se regăsește în sistemul Ministerul Dezvoltării Regionale, dar este o companie de sine stătătoare. Din moment ce o finanțare este deschisă, din moment ce lucrurile pot fi pornite, ele trebuie să și continue. Nu cred că tipul acesta de proiecte depind de apartenența politică a primarului. Cred că depind de aplombul lui, de felul în care reușește să imagineze acel program de dezvoltare, de felul în care reușește să identifice necesitățile, nevoile orașului și cum le răspunde prin marile investiții care sunt ulterior necesare. Iar Craiova, din acest punct de vedere, nu duce neapărat lipsă de astfel de întâmplări. Și vă spun că primarii Craiovei au fost ba la putere, ba la opoziție. Nu, așa s-a întâmplat. Nu putem să spunem că a fost o deplină concordanță între ce s-a întâmplat în guvern la București și ce s-a întâmplat cu primarul de la Craiova. Nu. Ori, din punctul acesta de vedere, știm foarte bine, banii au mai circulat și banii o să mai circule și în continuare. Ne bucurăm la stadionul despre care noi așa știm că evoluează și avansează pe zi ce trece și eu mă bucur foarte tare. Dar de ce nu ne gândim că la Cluj sunt deja două stadioane, la Ploiești este deja un stadion? Dacă avem și noi un prim-ministru din Craiova... Sunt două stadioane. Și de la Ploiești, guvernului și poate avea Ploiești, și noi două stadioane. Și de la Ploiești n-a fost niciun prim-ministru, nici măcar miniștri. Au fost parlamentari, înseamnă. Da, au fost parlamentari, poate au fost mai activi. Care deci, au reușit. Din punctul ăsta de vedere, Doljul a fost un județ mai degrabă privilegiat, pentru că să nu uităm pleiada de miniștri, dintre care unul dintre cele mai importante ministere este Ministerul Transporturilor, a fost deținut în repetate rânduri de craioveni. Nu mai vorbesc despre președintele Senatului, de președintele Camerei Deputaților. Știți că președintele Camerei Deputaților ține în vârful pixului bugetul național. El îl semnează. Și este din Craiova, vedem mai rar, într-adevăr. Și nimeni n-ar avea curajul să îi se opună. Sau niște negocieri spre binele Craiovei, acești parlamentari, mulți la număr despre care spuneați dumneavoastră, ar fi trebuit oricând să facă. Cum vedeți că acum cer, dincolo de faptul că dumneavoastră candidați la primăria municipiului Craiova, am realizat împreună emisiuni pe zona asta de analiză și acum cer și un punct de vedere, avizați, sunteți un om care ați plătit salarii de-a lungul carierei dumneavoastră. Cum vedeți problematica asta a locurilor de muncă, care așa, să dau eu pe surse, apar în toate sondajele
făcute de partidele politice, indiferent, cred că e pe primul loc. Este prima problemă. Cum vedeți aseară am avut o întâlnire cu un grup de cetățeni în cartierul Craiovița Nouă. Și erau oameni de toate vârstele, și mai la vârsta a treia pensionari, și oameni activi la vârsta mea, dar erau și oameni tineri. Și una dintre problemele pe care le-am avut în dezbatere, și dacă pensionarii aveau un tip de problemă, oamenii de vârsta a doua, vârsta mea, aveau alt tip de problemă. Cronologie. Și, da, și cei tineri aveau la rândul lor alte tipuri de probleme. Dom'le, când s-a pus problema locurilor de muncă, toți au ciulit urechile. Ceea ce înseamnă că problema locurilor de muncă este chiar și pentru pensionari. Și știți de ce mi-a spus unul dintre ei aseară? Mi-a atras atenția asupra unei chestiuni cât se poate de simple. Zice, dom'le, dacă eu am copil, am un băiat, are 18 ani, n-are loc de muncă. Păi el trebuie să trăiască din ceva. Trăiește tot din pensia mea. Deci ăsta este motivul pentru care lipsa locurilor de muncă, da, este o problemă și pentru pensionari, care zicem că nu se mai duc la serviciu. Deci e o lecție pe care mi-a dat-o un pensionar aseară în cartierul Craiovița. Să trăiți distinsule, domn, dar chiar este o bună replică pe care putea să o aduceți în discuție. Și, corect, așa este. Le-am spus oamenilor, mai ales că a existat această teorie a primăriei care face 20.000 de locuri de muncă. Părerea mea este că cifra celor 20.000 a apărut ca urmare a cifrei de la Direcția de Statistică. Avem 20.000 de șomeri. Sunt cifrele. Ia să spunem noi că facem 20.000 de locuri de muncă ca să vibreze toți cei 20.000 de șomeri. Problema e că niciodată primăria nu poate să facă, că ar trebui să angajeze 20.000 de funcționari publici. Este exclus lucrul acesta. Deci locurile de muncă nu pot fi făcute decât de investitori. Nu există altă soluție. Deci ne întoarcem la pug. Primăria trebuie să înțeleagă că singura modalitate prin care numărul de locuri de muncă poate să fie crescut este deschiderea față de investitori. Cu cât aduce mai mulți investitori, cu cât le le creează mai multe facilități. Dumneavoastră a spus mai devreme că, într-adevăr, există acea problemă cu care domnul cu avizele, Barbu, sunt eu, și multe, Barbu, multe eu birouri eu, pe la care eu trebuie sunt, să treci. Aveți în față un om care a investit milioane de euro în Craiova. Mereu cu probleme. Deci mereu cu probleme. În ce sens? Aveau milioanele probleme? Sau? Pentru că autoritățile sunt ostile investitorului. Am avut nenumărat... Ce primar credeți noastră că ar fi ostil unui om care vine și spune că face în orașul lui 300 de locuri de muncă, 500 de locuri de muncă, 20 de locuri de muncă, 10 locuri de muncă? În cazul meu nu era vorba de 300 de locuri de muncă, că nici nu sunt în total în clipa de față. La noi lucrează sub 200. Sunt în jur de 175, dacă mă număr și pe mine. Deci dacă vă număr și pe noastră. Deci 175 de salarii pe lună. Da. Tot respectul. Da. Deci nu este vorba de atât de multe locuri de muncă. Iar această cifră a crescut constant. Chiar și în perioada de criză economică noi ne-am străduit să nu trimitem acasă niște oameni, mai ales pentru faptul că mulți dintre ei căpătaseră o calificare la locul de muncă. E foarte greu, e foarte ușor să renunți la un om, dar foarte greu este să găsești un om care să știe să facă, adică, o anumită treabă. La capitalul sigur, cel mai de preț, sigur, să numim că așa, da, al unei investiții. Da. Și eu mă mândresc cu faptul că o parte dintre colegii mei s-au angajat acum 15 ani, sau cu 17 ani, sau acum 20 de ani. Și n-au mai plecat. Și n-au mai plecat. Și că unii dintre ei s-au cunoscut în firmă, s-au căsătorit și au făcut copii. Este o dovadă că acești oameni au simțit o relație stabilă cu locul lor de muncă. Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, nu primăria poate oferi locuri de muncă. Asta doar investitorii. Normal. Datoria oricărui primar este de a aduce investitori. Am fost în târguri de specialitate, târguri comerciale în lume. Știți că
în târgurile comerciale unde expozăm, sunt fabricanți de tămiri, ce, de pixuri, de caiete, de echipamente diverse, de noi mergem în târguri ca să vedem ce se întâmplă pe lumea asta. Este o modalitate prin care ne punem la curent cu noutățile, cu tendințele. Credeți-mă, în astfel de târguri sunt prezente și unități administrativ-teritoriale de pe aiurea, din Italia, din Germania, din Franța. Închiriază un stand și acolo prezintă facilitățile și oportunitățile. Și plimbă după aia pliantele pe la fabricanții de jur împrejur. A, voi produceți nu știu ce regulă, articole. Poftiți oferta noastră, veniți să investiți la noi. Pliantul ei îl citești, nu-l faci efectiv să vină. Despre asta e vorba. Deci, vine așa doar că vede pliantul. Câte pliante s-au făcut, nu le buzatul? Stați puțin. Nu sunt niște pliante care se distribuie așa, cum se distribuie anunțul de pizza la semafor, că mai vine băiatul ăla și zice, uite, s-a ieftinit pizza în capul străzii. Nu, dom'le. În târgul ăla sunt oameni de specialitate care discută cu patronii, cu reprezentanții companiilor, despre ce facilități oferă comunitatea lor. Și convin pe aia să vină. Capitalurile sunt în mișcare. Unul dintre cele mai mari câștiguri pe care le-a avut România prin aderarea la Uniunea Europeană nu este libera circulație a persoanelor în sensul că noi suntem de aici înainte la liber să plecăm. Este libera circulație a capitalurilor. Faptul că investițiile sunt mult facilitate. Ori noi nu am știut să contribuim, să beneficiem așa cum ar fi fost normal de această facilitate extraordinară. Un primar are și această obligație să caute investitorii, să fie convingător, să-și prezinte propriile lui experiențe, dar să prezinte și oportunitățile pe care le oferă orașul. Și Craiova are, slavă Domnului, destule oportunități. Craiova, să nu uităm, a fost o forță economică a României. A fost o forță, dacă vreți, și în sport. Universitatea Craiova este un astfel de exemplu. Craiova are o universitate care pregătește specialiștii aici. Nu trebuie căutați prin alte centre universitare. Din păcate, nu iau alții, știți cum e, tot, adică da, pleacă da, ei sau nu iau alții. Din păcate, noi nu suntem în stare să lipim oportunitățile una de alta. Adică, știți că era o caricatură cu niște constructori care făcuseră un pod, unii porniseră de pe un mal, ceilalți de pe alt mal și fiecare construise după proiectul pe care l-avea, dar când se întâlnească podul era la 15 metri un pod de celălalt. Așa suntem noi. Avem foarte multe astfel de oportunități. Trebuie doar să lăsăm la o parte toate orgoliile și să muncim cu toții pentru niște obiective comune. Astfel încât aceste oportunități să fie cuplate, cererea cu oferta să poată să fie cuplate. E un lucru care din păcate nu s-a prea făcut în ultima perioadă în orașul nostru. Nu vreau să fac nimănui niciun fel de reproș, dar o bună parte din administrația publică, o bună parte dintre autorități trăiesc așa într-un fel de turn de fildeș, nu ajunge acolo, nici nu poți să vezi ce e acolo, decât ce ți arată ei. Ei bine, orașul are totuși nevoie de comunicare între ce se întâmplă jos și ce se întâmplă sus. Numai în felul acesta un primar poate răspunde necesităților reale pe care le are orașul. Nu se poate să stabilim care sunt marile proiecte de investiții ale orașului la ședința de partid. Lucrurile astea trebuie stabilite pe baza unor programe, iar aceste programe trebuie elaborate de specialiști. Nu chemăm noi pe unul cu talent la nu știu ce să ne facă tipul acesta de program, pentru că o dăm greș. Pentru că în felul ăsta cheltuim bani, pentru că în felul ăsta pierdem timpul. Cuvântul magic, specialiști. O să vă provoc pentru data viitoare să și găsim pentru emisiunea viitoare câțiva specialiști în anumite zone, poate chiar și nominal. Eu o să fac un anunț în premieră. Se pare că e o criză așa. Eu o să fac un anunț în premieră acum. Voi prezenta foarte în curând prima parte din programul meu pentru Craiova. Drept pentru care
data la care voi face prezentarea acestui program este 27. Data de 27 ianuarie. Am zis să nu treacă luna ianuarie. Deci 27 ianuarie. Da, fără să prezint primul dintre un candidați. Prim punct de vedere. Va fi o prezentare despre ceea ce cred eu că trebuie făcut într-un capitol foarte important, respectiv planul urbanistic general, infrastructura orașului, inclusiv chestiunile legate de transport. Dumneavoastră ați introdus la un moment dat în discuția noastră și acest subiect, ne-am luat cu alte alea și n-am mai avut timp să discutăm. În toată această zonă sunt foarte multe de spus, chiar și pe transport, să nu credem că sunt treburile rezolvate. Craiova este un oraș foarte mare, e nevoie de mobilitate între diversele puncte ale orașului. Gândiți-vă că un oraș este din punctul acesta de vedere ca un organism. Buna circulație între diversele organe din corpul uman este asigurată de circuitul sanguin. Prin extensie, buna legătură între zonele orașului, că stai în Craiovița și te duci la serviciu la uzina de automobile, sau stai în Valea Roșie și te duci la serviciu la prefabricate, lucrurile acestea trec prin circulație. Craiova încă are niște probleme majore în ceea ce privește circulația și circuitele pe care oamenii pot să circule între diferitele puncte de interes. Să păstrăm, este o primă emisiune, cum ar veni, să păstrăm și lucrurile punctuale, o să ne aplicăm pe ele cât da, se poate deci, de chiar, fie, chiar vă fac invitația de a fi prezenți, după cum fac aceeași invitație și tuturor celor care au avut răbdare cu noi până la aproape sfârșitul aceste emisiuni. Vă vom ține la curent utilizând celebra metodă care este Facebook. Asta cu privire la loc și la ora. Cum să nu? Pentru că data este stabilită. 27 ianuarie. Vă mulțumim mult pentru prezență. Vă mai așteptăm aici la ora 21. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Oameni buni, bătălia pentru Craiova este, dacă vreți, demersul, spunem noi, jurnalistic pe care vi-l am propus în această săptămână. Am dorit să vă